Bun găsit pe 94,9 FM. Echipa Hit Express vă prezintă cele mai importante știri ale zilei. Noul rector al Universității Alexandru Iancuza, Toader Tudorel, are trei priorități. Scurtarea perioadelor acelea de rezolvare a unor probleme de ordin administrat. E nefiresc ca un profesor cu gradul universitar de profesor sau în accepțiune largă de cadru didactic țină ore suplimentare și să fie plătit cu 2 lei pe oră. Va fi acordată o atenție și facultăților care, deși se confruntă cu lipsa studenților, aduc prestigiul universității prin proiectele de cercetare. Angajații combinatului Fortus s-au adunat în curtea instituției solicitând conducerii soluționarea problemei salariilor restante. Ultimul protest al celor de la Fortus a avut loc în urmă cu 4 zile. Unul din doi copii din România este sărac. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de World Vision România. Conform studiului World Vision România, sunt 225.000 de copii care se duc zilnic flămânzi la culcare. Datele Eurostat, 51% dintre copiii României care sunt în risc de sărăcie. Vorbim că unul din doi copii din țara noastră este sărac. 15.000 de euro este suma lunară pe care o vor primi 50 de olimpici internaționali pentru a activa în domeniul cercetării, dar numai în România. O echipă a organelor de cercetare a descins astăzi la Spitalul Marie Curie din București pentru a declanșa o anchetă privind cazul copiilor internați cu infecția digestivă necunoscută. Între timp, numărul copiilor transferați din Argeș a crescut la 16. Edilii traseiști ar putea candida fără probleme și în acest an dacă Senatul nu va adopta proiectul de respingere a celebrei ordonanțe inițiate de guvernul Ponta până la alegerile din iunie. Cei doi mari lideri ai bisericii creștine se întâlnesc astăzi pe teren neutru în Cuba. Papa Francisc a declarat într-un interviu pentru Corriere de la Sera că Rusia poate da mult pentru pacea mondială. De sâmbătă, de la ora 8 dimineață până duminică la ora 14, va intra în vigoare o informare meteorologică de vânt puternic și precipitații moderate cantitativ. Va fi intensificarea vântului pe arii restrânse. Află mai multe pe site-ul radiohit.ro.